Salutare și bine v-a regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avea la bază un Volkswagen Scirocco, o mașină drăguță, la care nu prea am avut încă multe realizări, dar se pare că această mașină este deschisă pentru multe proiecte frumoase, fenomenale și de îmbunătățiri în interior, cât vom vedea și pe varianta de exterior. În prima și în prima fază noi am montat un set de lumini ambientale. Asta am realizat-o de ieri după masa, după ce am avut deja 3 filmări la activ. N-am mai avut baterie, n-am mai avut nimica și ne-am început de ea destul de târziu și am stat până aseară târziu. Am realizat-o, am și făcut o filmare cu ea în momentul când era deja gata toată montată, ca să vedeți o filmare exact pe timp de noapte. Dar acum vă voi prezenta și varianta de zi, ca să vedeți foarte clar ce vă voi prezenta aici, ce vă voi arăta și ce vreau să vă prezint. Deci luminile ambientale care sunt perfect, superbe și fenomenale, da? Iată-le acestea, despre aceasta este vorba. Vreau să vi le arăt în detaliu ca și mână de lucru, deci cum sunt integrate ca și funcționalitate și vreau să vi le prezint atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, să vă faceți o idee în cazul în care doriți un asemenea gadget, să puteți apela cu încredere și să vedeți dacă v-ar place un asemenea, așa zis, proiect. Aici nu vorbim de navigații, că bineînțeles avem foarte multe variante de navigații care le putem integra în această mașinuță. Avem tablete de 7, de 8, de 9, de 10 inch, inclusiv și Tesla mare, în cazul în care se dorește. Totodată putem să-i punem cameră de mașalier, cameră frontală de parcare, cameră 360 de grade putem să-i punem. Plus avem varianta să extragem jucăria asta de sus, să punem o cameră DVR, ceea ce o să și facem, care merge direct cu o aplicație, direct din aparatul original. Acest aparat nu l-am montat noi, doar că totuși are un deranj, că îi mănâncă bateria, îi consumă curent, lucru ceea ce am să-l rezolv fără nicio problemă. Așa, și ce se mai va face aceste mașinuțe? În continuare vor fi încălziri în scaune, pentru care niște scaune, niște uste făcute foarte frumoase, atât pe față cât și pe spate. Lucru realizat de cineva din țară, bravo lui. Eu întotdeauna susțin toți oamenii profesioniști care fac lucruri superbe. Așa, și întotdeauna îi voi aprecia, pentru că știu ce înseamnă să fii apreciat și să fii văzut pro, nu negativ. Este o chestie drăguță, frumoasă, bine cusută, foarte frumos. Se văd niște detalii, niște cusături excepțional de frumoase. La Târgu Mureș am înțeles că au fost făcute. Bravo, băieți! Este exact ceea ce trebuie. Bun, și atunci... Dacă aș ști băieții cine sunt, cu drag i-aș recomanda, fără niciun da și poate. Bun, și acum hai să trecem în continuare. Deci vom pune niște încălziri în scaune și în această mașină la un proiect următor, ceea ce am să vă și prezint și am să vă și detaliez. Așa. Ce am văzut, o chestie care tare nu mi-a plăcut. Cineva a montat acolo o cameră de mașalier care nu este problemă cu montajul, că este făcut profesional, doar că totuși pe interior n-am văzut încă camere de mașalier, pentru că nu poți estima practic spatele până unde îți vine. Mai exact, este montat aici în spate, iar de aici tu nu poți să faci o aproximație cu cădere unde ar putea fi această variantă. I-am propus clientului o chestie drăguță ce am eu pe mașină, mai exact să, dacă tot este deschis la proiecte și la una alta, să decupăm această variantă, să cumpărăm de la un Golf 5, un Golf 6, un Passat CC, un Hyon cu o cameră de mașalier, direct aici în clapeta de deschidere și să-i facem o chestie ce încă nu prea are nimeni, da? Să-ți deschizi haionul, pentru că dacă știți bine, acest haion nu se deschide de la, din exterior, de nicăieri, doar din interior, de la un buton. Ei, eu îi voi face și partea de clapetizare, îi voi face și partea de deschidere de la clapetă, plus și în momentul când introducem mașalier, ea să se deschidă frumos, exact cum am făcut la un Passat CC sau la multe altele de genul. Vă arăt un exemplu, ca să vedeți exact, nu-și nu tau filmul, nici nu nimic. Eu am un Golf 4
și am tăiat practic haionul, tot așa, da? Și am făcut această clapetă unde, iată, acolo am camera de mașalier. Ok, și în momentul când introducem un mașalier, ea se deschide. Nu mai avem clapeta aceasta, avem această clapetă care este cel care deschide. Deci acest proiect aș vrea să îl realizez inclusiv și lui. Vedeți că este excepțional de bine făcut, nu are absolut deloc niciun deranj. Acest titular mai are și o atragere către partea de evacuare electronică. Va vedea dacă se va putea încadra în acest proiect, da? Așa că hai să vedem ce va fi, ce nu va fi. Poate facem și o pornire din telefon, tot ce trebuie. Deci încercăm să dezvoltăm foarte multe proiecte. De-aia am zis că acest client este deschis la multe, multe dezvoltări pentru această mașinuță. Ok, odată cum se văd și pe timp de zi, și repet, pe timp de zi este ceea ce vedeți momentan. Vreau să vă arăt detalii care, hai să zic așa, că nu neapărat mulți vă arată de aproape. Eu încerc să mă duc foarte aproape și să vă arăt exact cât de perfect a ieșit această soluție, da? Deci integrarea ei a ieșit demențial de bine, atât pe această secțiune, cât și în secțiunea aceasta. Ok, iată cât de bestial a ieșit. Bun, și acolo. Ok, cât și în partea de spate, aici. Iată că și aici este fenomenal de bine. Sunt variante când necesită să ascunzi aceste benzi, da? Pentru că nu se pot integra în fața de ușă. Dar iată că la această mașină, cu mare, mare chinuială, să zic așa, se poate frumos integra fără niciun deranj această baghetă subțire, dreaptă, perfectă, fără lipsă LED-uri, fără umbră, fără ca un pic aici să fie mai luminos, aici un pic mai umbrat sau ceva, da? Și este într-un mod deosebit. În varianta aparentă este mult mai strident, în varianta când le băgăm sub trimuri sau ceva, ele luminează mai mult în jos, deci nu neapărat se văd aceste așa zis, variante de LED-uri. Dar noi vom încerca, prin experiența acumulată care o să încercăm să o avem pentru aceste tipuri de proiecte, să încercăm să facem cât mai multe și să vedem unde putem să ne specializăm cât mai perfect pentru a avea posibilitatea de a gândi cât mai bine cum este ideal să iasă un asemenea proiect. Dacă totul merge bine, poate vom mai face încă o chestie și o să-i facem inclusiv și plafonul stelat, da? Ceea ce încă nu am făcut, dar nimica nu este imposibil, totul are un început și având în vedere că i-am arătat un proiect titularului, deja este interesat pentru această variantă, ok? Deci posibilități multe avem, dar sincer, eu înainte să-i fac acest lucru, i-aș retapița frumos plafonul în negru, pentru că tot este negru, i-aș schimba acele plastice, așa, stâlpii, i-aș tapița și pe ei frumos, maxim i-aș pune 3 ceasuri aici, ceea ce îmi place mie foarte mult, așa, și am putea îmbunătăți în multe variante această soluție. Bun, acum hai să vă arăt un pic modul de lucru, după care o să trecem pe varianta nocturnă și o să vedeți foarte clar despre ce este vorba. Ok, deci încă o dată detalii, frumos, în această variantă el este stins, în această variantă eu l-am aprins, da? Deci îl sting, îl aprind, când vreau eu, cum vreau eu, ok? Bun, tot așa, în toată mașina se va stinge, numai să-l apăs corespunzător. Da? Deci dacă vreau, îl sting sau îl pornesc din aplicație. Ok, și atunci să vedeți că tot este perfect. Deci tot a ajuns exact perfect, invizibil. Ok, hai să-l pornim și hai să-i dăm câteva nuanțe. Așa, ca să le vedeți, avem luminozitate mică, variabilă. Deci putem să facem cât de prezent vrem noi. Iată că de-aia am vrut să vedeți inclusiv pe timp de zi, ca să vă puteți da seama de aceste diferențe. Iată și lumina verde, cum este prezent aici. Eventual am să închid un pic din luminositatea camerei, să fie cât mai pe închis, ok? Da? Iată că îi facem și albastru. Iată ce frumos este. Îi facem albul. Ok?
drept, frumos, fără umbre, fără nimic. Pentru că am mai văzut lumini ambientale, dar m-au dezamăgit total. Și dacă pe mine mă dezamăgește ceva, eu nu îl montez. Ori e ceva power, ori nu este absolut deloc perfect. Nu-mi trebuie jucării slabe, pentru că aveți mașini bune, aveți mașini la care țineți, cei care montați asemenea gadgeturi și vă gândesc că vreți lucruri cât mai de calitate. Oricum sunt și cu garanție și cu totul tot, deci nu ar fi un deranj pentru absolut deloc niciun produs de gen. Bun, deci acestea sunt luminițele, după care noi putem să le variem în ce culoare vrem noi, da? Iată, albastru mai închis, mai deschis, mai sian, mai ce știu eu, da? După care mai avem niște moduri aici de, de exemplu, iată, salt de culori, care le putem tot așa, dacă vrem, scădea viteza. Iată, am scăzut viteza, hai să-i dau puțin de, totuși să lucreze puțin mai tare. Ia să-i dau mai repede un pic. Mai repede un pic. Da, uite acum. Deci le schimbă, așa, săritură în 7 culori, zice. Iată că acum sare el frumos, sunt toate culorile. Degradat tricolor, asta nu știu ce ar însemna, dar iată că le schimbă. Ok, gradiente în 7 culori. Dau pe viteză mai mare și atunci vedem exact despre ce ar fi vorba. Adică prin pulsații ar merge. Asta e degradat doar roșu, adică pulsează. Așa, galbenul pulsează și aici pot să schimb viteza, ok? După care roșu cu verde, dacă vreau, roșu cu albastru, iată ce mișto. Blitz cu 7 culori, dacă se vrea. Asta aplicația o știe, aplicația o face, așa. Sau respirație în 7 culori, asta înseamnă că, iată, se stinge frumos, se aprinde frumos. Și aici putem să-i schimbăm intensitatea de viteză, ok? Iată ce mișto. Bun. După care mai avem personalizare, unde putem să sărim peste multe, tot așa, în variante de culori. Tot în varianta de respiro putem să alegem ce culori vrem noi și din personalizare să dăm alte culori, dacă dorim. Avem flash-ul, da? Avem gradientul și mai avem varianta de muzică, așa, care, iată, dacă îi dau, el acum se sesizează motorul. Dar dacă l-am oprit, el practic ar sesiza și iată se ridic sensibilitatea. Închid un pic. Ar sesiza doar muzica. Deci ceea ce ar veni ca sunet, da? Acum aude inclusiv și mașina din exterior. Așa că ar avea și această posibilitate. Dacă mă îndepărtez, practic microfonul este în interior, da? Hai că dau o sensibilitate puțin mai mare ca să-l auziți și să vedeți. De exemplu, acum este varianta de respiro, care... Stai să-i dau o sensibilitate mai mică. Dacă nu aude nimic, nu se aprinde, iar se stinge încet. Aici e frumos. Acum... La orice text îți schimbă practic culoarea, vedeți? Deci schimbă inclusiv și din culori. Și la gradient, aici tot așa schimbă culori, dar schimbă într-un mod mult mai repede. Bun, ia să vedem aici, mai avem ceva în aplicație, dar nu cunosc toată aplicația, așa că nu știu să vă comunic tot ce știe, încă ne familiarizăm cu ele, pentru că încă suntem în faza de început cu acest sistem minunat. Ok? Hai să vă prezint și varianta de noapte. Prima și prima dată vă voi arăta proiectul în modul lui nocturn, să vedeți exact ce veți primi în cazul în care veți opta pentru această operațiune. În momentul de față, eu folosesc varianta de sensibilitate. Deci, iată, dacă îl fac mai sensibil, sesizează inclusiv și mașina care trece, practic, pe stradă. Așa că am să încerc să limitez un pic sensibilitatea și să vă arăt această chestie, că merge inclusiv pe
tonalitate de muzică sau de zgomot, da? Iată exact cum auziți acum, am ridicat sensibilitatea. Dacă intru în interior, unde practic este amplasată partea de microfon, da? E, acolo pot să sesizez că instant îți funcționează după melodie sau după orice se aude din exterior, da? Deci avem odată lumini ambientale montate pe trimul central, avem pe partea de jos, avem la podul pedalier de la șofer, pe cele de spate și inclusiv pe portelele de spate. Bun, acum vreau să încep cu începutul și să îi dăm o lumină statică. Deci o lumină, dacă vedem în modul acesta, avem o lumină roșie. Ok? Unde eu pot să îi ridic sau să îi închid intensitatea. Acum am închis-o, acum o ridic un pic, acum o ridic mai puțin, mai mult și acum o dau la maxim. În acest caz, iată, îl avem în mod maximal, gata, amplasat. Îl pun pe modul verde, da? Și apropo, hai că dacă toți sunt aici, să vă arăt cât de frumos, liniar, drept este practic acest ambiental. Eu am zis în felul următor, nu mă apuc de ambientale până nu sunt exact ceea ce trebuie, exact ceea ce îmi place mie și drepte, fără umbre, fără absolut deloc niciun LED lipsă sau ceva de genul. O să vă arăt inclusiv imediat de la șofer cât de frumos și excepțional este. Iată-l și pe el, da? Am să mai închid un pic culoarea telefonului să fie cât mai receptiv pe lumină. Este montat în toate cele patru locații. Iată și aici, frumos, excepțional. Așa. Iar acum să trecem și să vedem alte culori. Deci, iată-l facem în momentul de față albastru. Uite ce frumos este, excepțional, totul de pe telefon. În cazul în care practic ai lumini ambientale de fabrică cu una cu trei culori, noi ți le putem modifica să fie pe 64 variabile. Deci să-l faci ce culoare vrei tu din telefon. Deci mă duc, îl fac de exemplu așa, sau de exemplu așa, sau de exemplu așa, îl fac cum vreau eu. Sau pot să-l fac în niște culori direct selectabile. Cum vedeți acum, avem culoarea albă, da? Iată cât de perfect este, excepțional. Deci mie îmi place foarte mult, de-aia le și realizez, de-aia le și fac. Exact cum zicea cineva, adineori cine a plecat de aici, că stai într-o mașinuță mai ieftină, da? O vine un Range Rover lângă tine și zi, uite, fii atent ce frumos interior are acest Scirocco, care este o mașină simpluță, drăguță, dar totuși foarte elegantă. Și dacă el vrea, acum schimbă în varianta verde, schimbă în varianta albastră, schimbă în varianta albă, îl face galben, da? Care iar este frumos pentru că are niște duși galbene, foarte frumoasă mașina, așa, sau îl face un mov. Iată cât de frumos și excepțional este. Bun, după care mai avem niște funcții aici, unde, de exemplu, îi pot pune să aibă blitz, da? Iată, face niște blitzuri automat, da? Iată, face blitz galben dacă vrei, dar el face de la sine, deci nu-i fac eu absolut nimica, blitz roșu dacă vreau, ok? Hai să deschid și ușa, pentru că aici avem multe de văzut. Ok? Dacă vreau degradat, iată, degradat roșu și verde, ok, gradient de sian, și ăsta e foarte interesant, excepțional, sianul acesta, da, albastru este foarte tare și, repet, iată, viteza de schimbare o pot face cât de repede să schimbe sau cât de repede să se accentueze. Deci o las pe mai încet. Bun. Roșu. Salt în tricolor, adică îți face toate culorile. Ok. După care, iată, să vedem ce este aici. Aici sare rapid dintr-o culoare în cealaltă, dar poți să-i limitez viteza, să-i o fac mult mai mică. Așa. Aici avem
un respiro, adică se aprinde și se va stinge, ia să-i dăm o viteză mai rapidă, iată, se stinge și se aprinde frumos în multiple culori, băi, excepțional de frumos, deci, ok, aici dacă vrei să dă flash-uri de toate culorile, asta aplicația o face pentru că e foarte complexă și știe, și aici, iată, dacă vrei, îi dai jos viteza și acum ți-l schimbă în altul, el automat, fără să-i faci nimică. Sau varianta asta de gradient, da? Care hai să o mărim un pic, adică ți-l schimbă el instant și nu-și schimbă intensitatea absolut deloc. Da? Sau mai avem variantele acestea de music, care iată să încerc să mi-l pasez eu. Și iată, acesta este cu sensibilitate mare. Iată că ridic un pic sensibilitatea. Cum simte un pic de gălăgie, fii atent cum vine mașina. El acum stă pe o singură culoare, dar dacă încep și vorbesc, orice aude, este foarte sensibil și rapid schimbă toate nuanțele dorite. Da? Îi dau pe mai sensibil și atunci deja lucrează singur. Avem flash-urile care lucrează exact când mă aude că eu vorbesc sau comentez acest vlog. Ok? Și tot așa, inclusiv și la picioare și pe fața de ușă, ok? Iată cât de dreaptă este, excepțional de frumoasă. Bun. Asta nu mi-arată nimeni și nu mi-a arătat ca să fiu eu convins, ca să pot să mă bag la ambientale. Asta este singura chestie care am vrut-o să o văd eu foarte accentuat. Bun. Așa. Și să mergem un pic și dincolo, să vă prezint partea de prezență a lor. Da? Ia să punem un pic pe acest albastru frumos. Ok? Unde este el? Iată, avem și la partea de pedalier, atât față cât și pe partea de spate. Deci și ele funcționează inclusiv în modul de lucru. Foarte elegant. Iar acum că ajungem și la partea de șofer, puteți să vedeți mult mai detaliat și mult mai larg cât de mult se vede și în această opțiune aceste LED-uri, doar să-l apăs corespunzător. Iată și din exterior cât de minunat se vede, deci îmi place maxim cât de bine a ieșit, sunt foarte încântat. Sunt multe proiecte care mie îmi plac și dacă mie îmi plac, atunci le lungesc și încerc să le prezint cât mai vast și cât mai detaliat ca să puteți vedea exact ce veți primi, exact ceea ce vă pot oferi în toate modurile. Iată cât de frumos este și pe ușă. Am să vă fac o filmare inclusiv și pe timp de zi, da? Ca să le puteți vedea excepțional de drepte. Cu această ocazie, măcar am să îmi fac și eu pe Golful 6 această opțiune, ok? Deci iată cât de frumos este. Excepțional. Iată, fiecare culoare este de vis. Deci schimbată, iată, roșu, verdele, albastru, albu, galbenul. Bun. Și totodată, dacă mergem aici și aici, ne jucăm cu salturile și cu degradarea și cu tot felul de ce are aplicația și ce știe să facă. Da? Iată că îi mărim un pic viteza. Verde și albastru, zice. Iată ce frumos e. Blitz verde, zice. Blitz galben. Blitz violet. Cum se vede. Deci, în interior, repet, când o să stea la semafor și stă o mașină mai înălțată, o să vadă ce frumos este la el. Iată cu respirul, când se pornește sistemul și odată pornit, el, dacă îi dau viteza mai mică, se va stinge așa mult mai încet. Ia să vedem. Iată, se aprinde și mai încet și se va schimba mult mai încet. Ia să vedem. Iată ce frumos se stinge. Și ce frumos se va aprinde iară din nou, fii atent. Deci depinde de viteza care o dăm, îl dăm puțin mai mare,
Poți fi mai mare, iată, ce mișto. Atunci, de exemplu, acum e roșu, imediat va fi o altă culoare, iată că se schimbă deja. Perfect. Aici avem varianta asta tot așa de respiro. Fai, ce frumos e. Oricum, să vă fac una și pe timp de zi, să vedeți și pe timp de zi cât de frumos iese. Ia să vedem un pic și acela de spate. Extraordinar de frumos. Deci, e exact ceea ce am vrut eu și ce mi-a ieșit. Este o chestie super pozitivă pentru mine. Bun. Și încă o dată să mai trecem un pic și de pe partea cealaltă. Unde? Dacă mă apropiu de mașinuță, iată că pot să am și varianta asta de music player, unde ce frumos îmi luminează toată nebunelea. Doar că trebuie neapărat să fiu în apropierea recepției de microfon, că dacă nu am recepția vocală, atunci ele practic îl pun pe mai sensibil, nu reacționează. Iată că i-am ridicat sensibilitatea și așa am mai multă reacție și schimbă inclusiv partea aceasta de iluminozitate. Deci este fenomenal de frumos tot ceea ce vedeți. Iată pe respiro, dacă aude orice tonalitate, el își face rapid schimbul de nuanțe, doar că am să încetinesc un pic sensibilitatea. Așa. Iar acum, iată, cum scoți o vorbă, el practic își face prezența, superb. Și cu săriți. Ele rămân aprinse. Iar în varianta aceasta, ele doar schimbă tentele în cazul în care aude orice variantă de tonalitate. Ok? Bun. Cam atât am vrut să vă zic despre acest minunat proiect. Rămâne să vi-l mai prezint și pe timp de zi și după care să-mi iau rămas bun de la voi. Ok? Nu uita! Sound Hi-Fi, Sound Identity, peste tot, deci vă pot oferi aceste servicii fără nici o problemă. E bine, cu toate acestea exprimate, spuse, detaliate și văzute, vă rog uitați-vă tot clipul, pentru că dacă sunteți interesați de o asemenea, așa zis, schimbare, vă stau la dispoziție și am foarte multe idei pentru foarte multe mașinuțe, oricum rămâneți aproape că ea va mai primi câteva detalii, să zic așa. Bun. Și atunci să vă zic toate variantele în care mă puteți găsi. În prima și în prima fază, jos aveți număr de telefon, sus aveți număr de telefon, la finalul clipului, la începutul clipului, exact cum pornește, aveți număr de telefon, mă puteți suna de luni până sâmbătă, exclus de 5 ori vă zic duminică, deci nu sunați duminică, vă rog frumos, așa, maxim scrieți pe WhatsApp, pe număr de telefon și atunci să începem în felul următor. www.soundidentity.ro, găsiți tot ceea ce sunt produse, noi tot încărcăm, încet, încet le realizăm. După care mă găsiți pe Facebook, Insta, unde nu vreau să-mi scrieți mesaje, că nu am timp de mesaje, dar, repet, mă puteți suna, fără duminică. Și atunci Facebook, Sandu Vancea, Sound Identity, Hi-Fi Oradea, Tor Oradea Dealer Autorizat, cât și partea de încălzire scaune Oradea. Mă mai găsiți inclusiv pe varianta de Insta, Sandu Hi-Fi, Sound Identity.ro, cât și Tor Oradea Dealer Autorizat. Așa, și mă mai găsiți pe TikTok, Sandu Hi-Fi, unde deja am expus acest minunat proiect. Așa că mă puteți găsi peste tot, dar cel mai mult mă puteți găsi pe YouTube, unde dacă cauți Sound Identity sau Sandu Hi-Fi Shop, așa, acolo mă găsești cu foarte multe proiecte, intri la playlist-uri, apeși pe playlist-uri create și după aia te duci la folderul 50, acolo este doar Volkswagen și vezi foarte multe variante de Volkswagen, ok? Eu am fost Sandu, rămâi aproape, sper că ți-a plăcut acest mic clip și îți voi mai prezenta multe, multe altele. Bye, bye, la revedere!